Iată o dovadă de tupeu fără margini aici la Fălticeni, chiar în ziua în care ministrul mediului a venit să viziteze platforma temporară, care funcționează oarecum legal aici la depozitul clandestin, și a făcut apariția o mașină plină cu pământ și cu deșeuri. Am stat de vorbă cu șoferul și spunea că vine de la spitalul din Fălticeni, unde clar există un șantier și de unde provin aceste deșeuri. Groapa de gunoi clandestină funcționează de aproximativ 2 ani cu girul autorităților din Fălticeni. De altfel, accesul la groapă este restricționat cu ajutorul unei bariere închise cu lacăt. Șoferul care a descărcat pământul în două cu deșeuri a avut cheia ca să deschidă bariera. În urmă cu 2 săptămâni, zona era acoperită de gunoaie. Acum deșeurile zac ascunse sub un strat gros de pământ. Era plin de deșeuri aici pe bucățica asta de teren pe care ne aflăm noi în momentul de față, însă, cu doar câteva zile înainte de vizita ministrului, câțiva muncitori au venit cu o volă și au împins deșeurile chiar în râpa din spatele meu, după care le-au astupat cu pământ. Ei lucrează de 2 săptămâni la treaba asta. Din vreo 2 săptămâni acopere, dar în schimb din vreo 2 ani de zile tot aduc gunoi. Și sunteți sigur că de la primărie? Foarte sigur. Până acum au venit și tractorul primăriei, numai de câteva zile. Cu și poliția comunitară, știi, de așa ceva. Și nu ia nimeni nicio măsură? Nu. Că înțeleg că e o groapă de gunoi care funcționează ilegal. Nu ia nimeni nicio măsură. Ați sesizat autoritățile, garda de mediu? De foarte multe ori, nu a venit nimeni. Locuiți aici în zonă? Aproape. Și vă afectează? Foarte mult. Cum vă afectează? Cu fumul care îl fac, de multe ori, până acum nu l-a adus, dar de multe ori ori veni și ori adus și ori curăță prin oraș crengi, hârtii, cartoane, plastice și li dădeau foc. Știți dumneavoastră ceva de altă groapă artizanală la Fălticeni, în capul străzii Horea, acolo, ca Cipisan? Știți? Mă bucur că mi-a spus întrebarea. Nu știu. Acolo, stilul nostru românesc. Nu mai comentez nimic. Șeful Agenției de Mediu Suceava locuiește chiar în Fălticeni.